O nouă zi plină pentru procurorii de DNA Ploiești. Astăzi, la sediul acestei instituții au venit persoanele cercetate în renumitul dosar Hidro de la Comarnic. Printre cei care s-au prezentat în fața procurorilor s-a numărat și cumnatului Victor Ponta, Iulian Herțanu. În cazul său, oamenii legii au decis să prelungească măsura controlului judiciar cu încă 60 de zile. Iulian Herțanu este urmărit penal pentru evaziune fiscală, constituire de grup infracțional organizat și deturnare de fonduri europene. A prelungit măsura? Da. Vi se păstrează aceleași interdicții? Da, vă afectează? Cu siguranță. Când credeți că se va finaliza dosarul pentru trimitere în judecată? Habar nu am, sincer. Mulțumesc din suflet. Și tot astăzi, procurorii au prelungit măsura controlului judiciar și în cazul lui Mihail Coman. S-a prelungit măsura controlului judiciar? Normal, nu. O să o contestați? Doamne ferește. Niciodată nu contest. Aștept să se termine. Când credeți că se termină? Doamnă... Întrebați-i pe aia care sunt vinovați, da? Și Vladimir Ciorbă și Ilie Drăgan, cercetați în același dosar, s-au ales cu prelungirea cu 60 de zile a măsurii controlului judiciar.